Primarul din Berchișești, Violeta Țăran, a urat tuturor cadrelor medicale din România un călduros la mulți ani, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății. Aceasta își îndeamnă cetățenii să respecte toate normele impuse de situația pandemică, de purtarea măștii și distanțare socială. La mulți ani medicilor suceveni și întregului personal medico-sanitar din toată România. Aveți grijă de sănătatea voastră! 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății, este dedicată în acest an, în primul rând, cadrelor medicale pentru a aminti întregii societăți cât de importantă este activitatea lor pentru menținerea sănătății noastre. Medicii și asistenții medicali se află de peste un an în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus COVID-19. Este nevoie de tot sprijinul și înțelegerea dumneavoastră pentru ca împreună să trecem sănătoși de această perioadă extrem de grea. De asemenea, ziua de 7 aprilie este un bun prilej pentru a ne concentra pe problemele de sănătate publică de la nivel global. Astăzi este important ca dumneavoastră să păstrați distanța socială, să stați acasă, să purtați măști în toate locurile publice, iar cadrele medicale să facă totul pentru a învinge COVID-19. Transmite primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran.